Pacea Domnului Iisus Hristos! Ce ziceți? De ce s-au gândit oamenii ăștia să mai pună și o zi a Tatălui? Ziua Mamei am înțeles, datorită faptului că se zicea că sunt inegalități în ceea ce privește relația bărbat-femeie, Datorită faptului că ă, nu eram suficient de atenți la rolul mamei, a fost nevoie să se facă un fel de dreptate la nedreptatea pe care noi, din nebăgare de seamă, o comitem. Dar ce rost are ziua tatălui? Asta la, la de ce a mai trebuit să fie pusă? Din nou, ca să fie... Un, o realitate de, eu știu, sau un echilibru, un soi de justiție. Acum, femeia sau mama are o zi, hai să aibă și tata o zi. Care a fost sensul? Știți că Dumnezeu a făcut din toi unul și i-a unit. În așa fel încât nimeni n-ar fi trebuit să aibă curajul să-i despartă. De ce nu am făcut și o zi a Tatălui și a Mamei împreună? Nu ne-a trecut prin minte? Sunt multe întrebări care conduc la fragmentarea noastră individuală și dacă doriți și socială. Așa numitele politici de împărțire sau de divizare socială. Pe motive de mamă de tată, pe motive că eu sunt român, tu ești de altă naționalitate. Pe motive de. Eu știu. Tu ești bogat, eu sunt sărac. Etc. Ne e foarte greu să înțelegem că marea luptă a lui Dumnezeu în legătură cu omul este să-i unească pe cei doi. Ne e foarte ușor să-i vedem despărțiți. Și nu neapărat în divorț. Nu neapărat cu carte de despărțire. Ci să-i vedem despărțiți ca funcție, ca rol. Apostolul Pavel vorbește despre faptul că bărbatul este cap, soția este cea care beneficiază de toată dragostea soțului, dă pentru ea. Și vă dați seama ce bucurie trebuie să fie în sufletul unei ființe, să știe că o altă ființă e capabilă să-și dea viața pentru ea? această, această idee Extraordinară, numită dragoste, îmi dau viața pentru altcineva, care ulterior a fost schimbată fundamental, în așa fel încât eu îmi dau viața doar pentru mine. Și și asta s-a numit dragoste, când în realitate este egoism. Repet, cât de fericită ar trebui să fie o mamă și o soție atunci când știe care lângă ea un soț care își dă viața pentru ea. Există o satisfacție mai mare, există o, o, o delectare mai mare decât asta. Și apostolul Pavel continuă și spune, după ce te ai bucurat în felul acesta, după ce ți-a dat cinste ca unui vas mai slab, după asta supune-te celui ce își de viața pentru tine. Dintr-o dată aici apar semne de întrebare. E ușor sau greu? E ușor sau greu? Dar nu vreau să intru aici. Am vrut doar să fac o scurtă trecere în revistă a ceea ce înseamnă din punct de vedere al lui Dumnezeu. Din doi a făcut unul. Există persoane care o viață întreagă într-o familie se luptă să devină una și nu reușesc. A fi una, a deveni una, este rezultatul unei minuni. Nu e nimic natural în viața noastră care să ne ajute să devenim una. Nimic. Absolut tot ceea ce ține de noi, de sălbăticia egoismului nostru, ne despartă și nu ne ajută să fim una. Am deschis cuvântul lui Dumnezeu la un pasaj bine cunoscut din Geneza capitolul 3. Mi se spune că omul și soția lui s-au ascuns de fața Dumnezeului, de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Versetul 9, dar Domnul a chemat pe om și i-a zis unde ești? Apropo, când a chemat pe om cine a venit la el, bărbatul sau femeia? Poftiți? A chemat omul la el și au venit amândoi. Dialogul care urmează de aici încolo este un dialog care Dumnezeul poartă și cu Adam și cu Eva. Omul Adam a răspuns. Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Dumnezeu a zis: Cine ți-a spus că ești gol? Omul a răspuns. Și așa mai departe. Deși erau amândoi acolo, vă rog să observați cine răspunde. Cine răspunde? Adam, de ce? Cui se adresează Dumnezeu? Lui Adam sau Evei? De ce nu s-a adresat Evei? Apostolul Pavel spune mai departe căci Eva a păcătuit întâi. De ce nu s-a adresat Evei? De ce s-a adresat lui Adam? Și Apostolul Pavel lămurește și spune pentru că responsabil era el. Vreau să vă întreb, dacă ar fi să trăiești un moment în care să fii tras la răspundere pentru niște decizii pe care le-ai avut, preferi să fii Adam sau Eva? Deci, pentru un moment în care să fii tras la răspundere, preferi să fii Adam sau Eva? Poftiți? Nu așa că am preferat să fii meva, adică să taci. Să răspundă cine? Să răspundă el, zi tu. Dacă tot trebuie să fii tras la răspundere, zi tu. Nu e ușor să răspunzi pentru casa ta. Unde este turma De care era așa de mândru. <coughs> e ușor să taci. E greu să te întrebe Dumnezeu și tu să răspunzi. În seara asta m-aș adresa tuturor taților, spunându-le: Noi, tații, trebuie să răspundem. Le-aș întreba pe mame, pe soții, e mai convenabil ca dumneavoastră să tăceți? Aș vrea să vă întreb, înțelegeți cât de multă nevoie de rugăciune au soții și bărbații creștini în Biserica lui Dumnezeu? Încercați să-i ajutați. E tare ușor să-i blochezi. E tare ușor să spui, tu răspunzi. E dramatic să cauți un răspuns. În seara asta, aș dori să vorbim despre rolul de educator al Tatălui. Aș dori să citim din Cartea Patriarh și Profeți câteva citate care le știm. Le-am mai citit și altădată, dar îmi plac enorm, enorm. Uneori citatele acestea ne mustră, alteori ne învață. Este posibil ca târziu să ne pocăim. Este posibil să recunoaștem înțelepciunea lui Dumnezeu din sfaturile respective și să îi acordăm mai multă atenție? Aș vrea să înțelegem împreună lucrul ăsta. Aș vrea de asemenea să ne redeschidem gustul pentru studiu. Și aș vrea să înțelegem diferența enormă între principiile creștine și principiile păgâne sau necreștine ale societății noastre. Aș vrea să ne uităm bine la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi și să vedem ce privilegiați am fost. Ce extraordinare! Ocazii am avut, avem sau poate vom avea. Hmm. Și aș dori să ne rugăm lui Dumnezeu serios pentru a putea să ne educăm întâi pe noi înșine și pe urmă, poate, pe alții. Am ajuns la concluzia că societatea mă învață astfel. Copiii nu pot să fie educați decât de educatori specializați. Și ăștia îi găsești în sistemele de învățământ, în sistemele particulare, publice, etc. Alegi după ei, îi plătești cu greu, tu muncești toată ziua, de dimineața până seara și aduci ca copilul tău să fie învățat de un educator pe care ai auzit tu că este foarte bun, despre care ai auzit că este foarte bun, Faci rost de un filozof, un Socrate, un Platon, un Aristotel, îl aduci la tine în casă să-ți crească copilul în spiritul geniului educațional. Și cu cât vezi că copilul tău se dezvoltă, prinde aripi în domeniul intelectual, te bucuri foarte mult. Și nu-ți pui întrebarea asta, dar de ce eu n-am fost bun educator? De ce eu n-am fost bun? De ce eu nu, eu nu mi-am putut educa copiii? Păi, n-am. ce, ce n-ai? N-am avut pregătirea necesară. Țineți minte. Uitați-vă, vă rog, în citatele care vor urma și încercați să răspundeți la această întrebare. N-am avut pregătirea necesară? Doi. N-am avut timpul necesar. De ce n-am avut timpul? Pe a trebuit să mă duc să lucrez pentru ca să plătesc pe altcineva să aibă grijă de copilul meu. Și pe omul acela l-am plătit cu mult mai bine decât -am, am câștigat eu. Adică omul respectiv e mult mai scump decât uh, am putut să fac bani eu pentru simplul fapt că el este un specialist. Și eu de ce n-am putut? Uh... Rămâneți cel puțin cu aceste două idei în minte și haideți să încercăm să răspundem. În cartea Patriar și Profeți, pagina 141, în original, capitolul este Abraham în Canaan. Casa lui Abraham cuprindea mai bine de o mie de persoane. Ce părere aveți? Dacă ați avea o astfel de casă, ar fi greu sau ușor? dă de lucru, îmbracă-i, crește -i, ai grijă de ei. Dar mai mult decât atât. Mai e un lucru. Ce trebuie să faci în mijlocul la o mie de persoane? Mă ajutați? Educă-i. Trebuie să educi o mie de persoane. Nu există școală de părinte. Așa este? Te căsătorești, ai tot felul de vise și dintr-o dată devii părinte. Și începi să pui în aplicație visele pe care le ai. Unor funcționează, altor nu funcționează, de cele mai multe ori nu. Și marea greșeală este că nu deschidem Scriptura pentru a vedea ce înseamnă să fii tată. Și ești tată datorită folclorului pe care l-ai moștenit, de unde ai plecat de acasă. Ești tată pentru că ești frumos. Pentru că te-ai căsătorit și ai lângă tine o fată frumoasă? Ești tată pentru că muncești și aduni, casa, și aduni banii acasă? Aduci bani acasă? Ești tată pentru o mulțime de lucruri care nu contează? Contează un singur lucru. Ești tată pentru ca să-i duci. Iată că dacă eu nu sunt educat, cum voi putea educa pe alții? Aceia care erau conduși de învățăturile sale spre a se închina singurului Dumnezeu, au găsit în cămin, iertați-mă, au găsit un cămin în tabăra sa, și aici, ca într-o școală. Ei au primit o astfel de învățătură care îi pregătează să devină reprezentanța adevăratei credințe. Ca într-o școală. Ți-a fost vreodată casa o școală? Da sau nu? Răspunsul este da. Întotdeauna, vrând sau nevrând, casa e o școală. În școală se învață lucruri bune, mai puțin bune. Dar copiii învață. În casă. Ca într-o școală, m-a blocat cuvântul ăsta. M-a blocat pentru că nouă nu ne place școala. E adevărat? Se spune că noi în școală învățăm lucruri pe care abia apucăm să le uităm în momentul când terminăm școala. Mă mai gândesc la așa-numita școală biblică pe care o avem în bisericile noastre. Și în școala biblică noi nu reușim să câștigăm oameni cărora să le placă să stea în școală. Slujbele de preferință astăzi sunt slujbele în care putem să dormim liniștiți în scaune. La predică, în sfârșit, dacă putem ațipi, e bine. Școala de sabat sau școala biblică nu este de dorit în mod special, datorită faptului că ne deranjează. E ca la școală. Dar textul spune că așa era la Abram. La Abram în tabără nu puteai să dormi. Cu Abram nu puteai să te plictisești. Cu Abram nu puteai să caști gura. Următorul citat. În acest fel asupra sa zicea o mare răspundere. Fiți atenți. El forma conducător de familii. Ce forma Abram? Poftiți? Conducători. Se numește, ziceți, un, un, un cuvânt modern azi. Leadership. În tabăra lui Abraham se formau lideri, se formau conducători. Acolo nu se stătea degeaba, acolo nu mulgeai oile toată ziua și uh, pierdeai timpul, nu? Metodele sale de conducere aveau să fie aplicate în casele peste care aceștia aveau să fie conducători. Învățau de la Avram și în felul acesta ei își conduceau casele. Ceea ce înseamnă că Avram avea un sistem care captiva atenția celorlalți. Avram niciodată nu și-a propus să își să impună celorlalți un anume fel de a, a, a conduce. Dar ceilalți observau metodele sale. <coughs> În fața acestui citat vreau să vă spun că m-am simțit mic. Prea multă vreme am considerat familia ca fiind un microclimat natural în care n-ai prea multe țintele. Țintele ar putea să, fie, să fie copiii cu minți, îi aduci la biserică să învețe bine și cu asta, basta. Când în realitate țintele erau ca eu să fiu un conducător responsabil cu care Dumnezeu să poate să stea de vorbă când Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu familia mea, pe cine cheamă să stea de vorbă? Cu cine? Dumnezeu trebuia să mă cheme pe mine. Știți că în unele situații și de foarte multe ori m-am gândit, lasă că Dumnezeu vorbește cu soția. Dar de ce să nu vorbească cu soția? Și ea e credincioasă. M-am gândit așa. Aveam dreptate să mă gândesc așa? Și totuși, Dumnezeu l-a chemat pe Adam. Adam, e unde ești? Ești, Adam. Și dacă mă cheamă Dumnezeu, ce fel de lider sunt? Cât pot răspunde în dreptul soției? Cât pot răspunde în dreptul copiilor? Pot să zic, sunt eu păzitorul soției, copiilor? Pot să zic așa ceva? Nu? Eu trebuie să cunosc atât de bine pe soția mea, trebuie să cunosc atât de bine pe copiii mei, încât să pot răspunde pentru ei, în dreptul lor. Mă gândesc când l-a luat Abraham pe Isaac. Cât de mult l-a cunoscut? Ce relație era între ei? Tatăl, educatorul responsabil pus de Dumnezeu pentru familie nu profesori. În momentul acesta nu mă revolt împotriva sistemului educațional. Nu despre asta este vorba. Ci vreau să spun că tatăl este acela care are singura calitate care poate într-adevăr să dezvolte o relație de educație și anume dragoste. Prietenia, Unitatea. Astea sunt elementele care formează educația. Și poate mai e un lucru. Autoritatea. Vom vorbi puțin mai târziu despre asta. Avram este părintele credincioșilor. Am vorbit înainte că, mă rog, tabăra lui avea până la o mie de oameni. Aceștia urmau exemplul său. Când Sfânta Scriptură îl numește pe Avram ca fiind părintele credincioșilor, îl face da, pe Avram cumva model pentru Biserica Creștină? Observați cât de mult se extinde rolul unui tată, unui părinte? Probabil că sunt părinte și tată la mine acasă. Dar cu siguranță că sunt părinte și tată în biserică. Tatăl credincioșilor. Sunt copii care n-au modele acasă. Și vin la biserică. Și caută modele în biserică. Și ceea ce știu este că... Nu caută modele extrem de intelectuale, dar caută modelul acela autentic, onest, care aduce împreună acea dragoste frumoasă de tată cu sfatul simplu, părintesc, care face drum prin viață. Citesc tot pagina 141. Avram s-a străduit să perpetueze sistemul patriarhal de conducere, deoarece el tindea să păstreze cunoașterea de Dumnezeu. Apropo, ce alte sisteme mai erau în lume la vremea respectivă, în afară de sistemul patriarhal? Poftim? Sistemul matriarhal. În care mama era stăpâna familiei, și lucrul ăsta se întâmpla destul de des în condițiile familiilor dincolo de Abraham. Și el spune, s-a străduit să păstreze sistemul patriarhal de conducere, adică tatăl ca fiind educator. Deoarece în felul acesta se păstra cunoașterea de Dumnezeu. Nu există și mame care într-adevăr să umple casa de prezența lui Dumnezeu, de rugăciune? Sigur că da. Nu sunt ele modele? Sigur că da. Dar să nu diminuăm niciodată rolul Tatălui. Dumnezeu a pus ca Tatăl să aibă un rol fantastic, extraordinar pe care nu-l putem înțelege decât în momentul în care le experimentăm. Altfel, totul e o teorie. Cu alte cuvinte, experimentați momentul în care deveniți părinților cu adevărat modele de educație în familie. Și vedeți ce lucru extraordinar se întâmplă. Era necesar ca membrii familiei să fie legați la oaltă ca o barieră. Cine leagă familia la oaltă? Interesant e cuvântul de bărbat în limba engleză. Cum se numește? Husband. Este legătura casei. Casa legată împreună se realizează și prin mamă. Dar legătura autentică, puternică, se realizează prin tată. Nu-i de mirare că societatea în care trăim vrea să formeze tați slabi. Vrea să anuleze rolul de tată, pentru că este rolul cel mai puternic, zice aici în care membrii familiei sunt legați la oaltă pentru a ridica o barieră împotriva idolatriei sau răului din societate. Cel ce formează această barieră, cel ce formează acest sistem de cetate sau redută familială este Tatăl. Era o măsură înțeleaptă pe care Dumnezeu personal o luase. Aceea de a despărți pe poporul său, atât că era, cât era cu putință acest lucru, de legătura cu păgânii, făcând din ei un popor ce trăia separat. Cine trebuia să facă această separație? Tatăl. În jurul cui trebuia să se unească familia? În jurul tatălui. Cine funcționa ca un magnet astfel încât să-i atragă pe toți? Tatăl. De ce astăzi tatăl funcționează ca o forță centrifugă? Uneori. Toată lumea fug, fuge, toată lumea se împrăștie. Ceva nu merge. Tatăl trebuie să atragă. Punctul 3. Dumnezeu l-a despărțit pe Abram de rudenile idolatre pentru ca patriarhul să-și poată forma și educa familia. L-a scos din ur, din caldea, l-a pus deoparte ca într-o seră pentru ca influența lui Abram să fie maximă. Nu lăsați, nu lăsați ca cineva să vă diminueze influența, să vă fure autoritatea. A fost sistemul lui Dumnezeu ca Tatăl să preia rolul acesta de responsabil și să fie între Dumnezeu, și familia lui. Dacă-l așezați pe Tatăl între Dumnezeu și familia lui, cum numiți punctul acesta? Cum îl numiți? Între Dumnezeu și familia lui e Tatăl. Cum numiți punctul acesta? Mulțumesc, mijlocitor. Sau? Sau? Preot? Pentru că preotul avea funcție mijlocitoare. Suntem? Funcționăm așa? Pagina următoare. Afecțiunea lui Avram pentru copiii săi și pentru casa sa l-a făcut să le apere credința lor religioasă, să le dea o cunoaștere a legilor divine ca fiind moștenirea cea mai prețioasă pe care le putea transmite și prin ei lumii întregi. Care este elementul de testament pe care o familie trebuie să îl aibă? Ce trebuie să transmită mai departe? Cunoașterea legilor lui Dumnezeu. De ce nu putem noi să fim educatori ideali? Din ce cauză? De ce vrem să fie alții? Cine alții în locul nostru poate să ne ofere mai o mai bună sau poate să ofere o mai bună înțelegere a legilor lui Dumnezeu? În familie, soție, copii. Cine alții? Poate altcineva să facă mai bună această înțelegere? De ce noi ne uh, renunțăm așa de ușor la rolul nostru de educator, de preot, de mijlocitor, de model? Cine alții poate să facă treaba asta? De aceea nu trebuia să existe niciun fel de apăsare din partea părinților. Wow! Niciun fel de apăsare din partea părinților. Și auziți replica. Iar din partea copiilor niciun fel de neascultare. Cum să faci? Cum să faci? Să nu existe niciun fel de neascultare dacă nu apeși accelerația sau frâna, nu știu. Dacă nu avești, cum să te asculte? De aici să se nască poate incompatibilitatea noastră cu rolul ăsta de educator? Oare nu știm cum să facem? Oare firea noastră veche, impulsurile noastre, reacțiile noastre necontrolate ne pun în situația să nu oferim astfel de modele? oare apăsăm pe copiii noștri. Oare datorită modului în care ne raportăm la ei ăsta să fie motivul pentru care există neascultare. Pagina 142 ne spune că cea mai mare forță a lui Abraham a fost exemplul personal. Nu filozofia, nu argumentul. Exemplu. Evident, nu trebuie scoase nici asta din calcul. Dar exemplul personal este ceea ce contează enorm. Și aici ar putea să fie o altă problemă. Exemplul său personal, influența tăcută a vieții lui zilnice, cinstea sa neșovăielnică, bunătatea și politețea lui neegoistă, care câștigaseră admirația împăraților se manifestau în familie. Vă dați seama ce familie? Avram, modul în care se purtase cu împărații, în același fel se purta în familia lui. Puh. Și eu crezusem că invers. Și eu crezusem că cumpărații trebuie să faci antrenamente multe ca să te porți două ore bine cu ei. Dar acasă, că ești tot tu de dimineața până seara, n-ai cum să te porți ca cu împărații. să te porți cum ești tu și cu te porți cum nu ești tu. așa -i? asta e marea problemă. Am crezut, am moștenit, de unde ne-a ne venit ideea asta, că acasă, în familie, ne putem purta cum se poate, astfel încât familia devine chipul nostru. În realitate, aici se spune că Abraham s-a purtat regește în familia sa. Unchiul meu povestea, adică obișnuia să-mi spună o... întâmplări. Și îmi spunea ceea ce l-a marcat pe el. Este momentul în care învățătorul de la școală a trecut pe stradă. Iar ei se jucau un șanț. Copii. un șanț. Vă dați seama. Murdari. Peticiți. Cu galagia. Și trece profesorul pe lângă ei. Ei se... pierd. Și în timp ce nu știau ce să facă, profesorul își scoate pălăria. Și îi salută. Nu știu ce s-a întâmplat cu ceilalți, dar unchiul Mircea îmi spunea omul ăla m-a salutat pe mine. Cum ar fi să fie într-o familie mereu așa? Cum ar fi? Regește. Viața lui radia în jur un parfum, o noblețe, o frumusețe a caracterului care spuneau tuturor că era în legătură cu cerul. Auziți dumneavoastră? Parfum, noblețe, frumusețe. Unde? Acasă? Păi știți ce e? Casa este locul unde eu pu, dau toate lucrurile mai prețioase jos, costumul, cravata, pantofii și îmi pun pijamale. Și rămân eu, toate gradele mele sociale se dau la o parte și rămân cine? Îmi pun deoparte studiile, îmi pun deoparte experiența, îmi pun deoparte serviciul și rămân cine? Tata! Și copiii văd pijamalele. În casa sa nu era o lege pentru stăpân și alta pentru slujitor. Wow. Avram nu se trata pe sine preferențial. Asta e lege pentru mine, pentru. Sara alta pentru Isaac alta și pentru Abimele alta. Nu. Un drum împărătesc pentru cel bogat și altul pentru cel sărac. Toți erau tratați cu dreptate și milă, ca împreună moștenitor cu el ai harului vieții. Mă doare. Să-mi aduc aminte de câte ori am uitat eu să o fac pe soția mea, împreună moștenitoare al harului vieții. De câte ori am uitat eu să-mi fac copiii mei, împreună moștenitoare a harului vieții. Cum poate să se nască în familiile noastre? un model de viață nou dacă nu există un exemplu? Și dacă exemplul ăsta nu e, cine? Cine? Nu mama. Vorbim destul despre mamă. Astăzi vorbim despre tată. Cine? Tata. El va porunci ca să sale. În contextul parfumului, a frumuseții, a eleganței, a performanței regești a lui Abraham. El va porunci casei sale. Dacă ai un rege în casă, e frumos când poruncești. Dacă ai un rob în casă, e teribil să poruncească. Trebuie să avem foarte mare grijă unde sunt. Nu se va da pe față nicio neglijare condamnabilă în a înfrâna tendințele spre rău ale copiilor săi. Niciun favoritism slab, neînțelept, și îngăduitor. Lucrurile astea trebuie să ne atragă toată atenția. Pentru că confundăm lucrurile. Noi numim favoritismul neînțelept, îngăduitor, îl numim dragoste. Neglijarea ten... de a înfrâna tendințele spre rău, de asemenea, o numim dragoste, amabilitate. Credem că facem bine. În realitate sunt condamnabile, sunt slabe, sunt neînțelepte. Auziți, nicio cedare în ceea ce privește convingerile sale cu privire la datoria față de cerințele unei iubiri greșit înțelese. Avram nu numai că avea să dea învățături drepte, dar avea să mențină autoritatea unor legi drepte și bune. Această eleganță a adevărului puternic, nu slab. Nu înțelegem. Ne lipsește. Se poate învăța numai de la Isus Hristos. El. Care mustra plângând. Să nu confundați sentimentalismul. Sentimentalismul este o plagă. Societatea de astăzi tinde să redefinească sentimentalismul ca fiind înțelepciune și dragoste. În realitate, din partea prea multor părinți se dă pe față un sentimentalism orb și egoist în mod greșit, numit iubire, care se manifestă de a-i lăsa pe copii cu judecata lor neformată și pasiunile lor nestăpânite, să-și facă de cap. Să devină conducători și ei să educe familia când ei sunt cu judecata neformată și pasiune nestăpânite. Și fiți atenți, ultima frază. Aceasta este o adevărată cruzime față de copii. Nu există cruzime mai mare decât asta. Adică? Să-i lași pe copii cu judecata lor neformată și pasiunile lor nestăpânite să întreprindă acțiunile minților. E cruzime. Și un mare rău pentru lume, istorie și societate. Dacă ne va întreba Dumnezeu vreodată și ne va trage la răspundere, aici este un punct nevralgic. Ce vom putea spune? Datorită sentimentalismului se ajunge la desconsiderarea legii lui Dumnezeu. Sentimentalismul calcă în picioare legea lui Dumnezeu. Persoanele emoționale, sentimentale, oarbe în emoționalismul lor. Desconsidere legea lui Dumnezeu. Învățătura că legile lui Dumnezeu nu mai este, nu mai sunt obligatorii pentru oameni este asemenea idolatriei. Dacă vreți să înțelegem mai bine ce se întâmplă, citiți, vă rog, de la Roman, capitolul 1, 18, mai departe, unde se spune că idolatria a transformat mintea umană și l-a prăbușit pe om în abisurile decadenței. Au schimbat slava lor cu ceva ce semăna cu omul muritor, animale cu patru picioare, târâtoare. Ce spune mai departe, au un nebunit. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților lăstemate. Asta se întâmpla la idolatrie. Același lucru se întâmplă în legătură cu călcarea legii lui Dumnezeu. Aceia care caută să slăbească cerințele legii sfinte ale lui Dumnezeu lovesc direct la temelia guvernării familiilor și națiunilor. Dacă nu înălțăm legea lui Dumnezeu, vom distruge familia cu propriile noastre cuvinte și cu propriul nostru exemplu. Ne apropiem de încheiere. Rugăciunea este o altă lecție. Este o lecție pe care nu poate să o învețe nimeni altcineva decât tatăl și mama. Ca și autoritatea, ca și dragostea, ca și legea lui Dumnezeu, toate sunt lucruri care nu le poate învăța altcineva. Se învață în familie și suntem responsabili noi. În prea multe case se neglijează rugăciunea, corect? Părinții consideră că n-au timp. Corect? Corect. Ei nu pot să-și ia câteva minute pe care să le folosească în a aduce mulțumiri lui Dumnezeu pentru bogatele lui îndurări, cum și pentru ocrotirea sfinților să ingeri. Ei, din nou, nu au timp să înalți o rugăciune pentru ajutor și călăuzire divină și pentru prezența lui Isus în familia lor. Ei merg la muncă la fel cum ar merge Da? Se ajunge în sub-uman. Renunțați la rugăciune și coborâm jos de tot. Jos de tot. Ultimul slide și încheiem. Ca și patriarhii din vechime, aceia care mărturisesc că îl iubesc pe Dumnezeu, ar trebui să ridice un altar Domnului oriunde își înalță cortul. Lângă cortul tău trebuie să fie un altar. Îl există, nu există. Există altarul. Dacă a fost vreodată un timp când fiecare casă ar trebui să fie o casă de rugăciune, atunci timpul acesta este acum. Este sau nu este casă de rugăciune? Fiecare tatăl, preot al familiei, să așeze pe altarul lui Dumnezeu jertfa de dimineață și de seară, în timp ce soția și copiii se unesc cu el în rugăciune și laudă. Într-un astfel de cămin, Iisus va zăbovi cu plăcere. Vreau să vă întreb. Nu credeți că este un pericol extraordinar ca familie de azi să fie fără preot, adică fără tată? Te rugăm, Tatăl nostru, să ne ajuți să fim părinții care să învețe de la Tatăl nostru ceresc: să se jărfească, să învețe, să educe, să iubească, să se poarte regește în casă, în cămin, astfel încât să fie motive de laudă și de slavă pentru familie, biserică. Și pentru împărăția ta. Prin Domnul Isus. Amin. Amin.